fără parcuri sau drumuri bune, dar cu sere exotice. Vorbim despre sectorul 6 al capitalei, unde primăria condusă de liberalul Rareș Mănescu intenționează să dea peste de lei pentru sere exotice în parcul Drumul Taberei. Acesta a fost închis publicului din 2013 și va fi redeschis oficial la 1 iunie anul acesta, parțial, pentru că serele nu vor fi gata până atunci. Câteva luni înainte de deschiderea oficială a parcului Drumul Taberei, primăria sectorului 6 vrea să investească peste 10,3 milioane de lei pentru finalizarea proiectului de modernizare a parcului. Mai precis, banii vor fi folosiți pentru finalizarea unor sere exotice. Sunt lucrări inutile care s-au făcut și bani cheltuiți de pomană aici. Ce înseamnă toată această construcție metalică într-un parc? Contractul va fi atribuit în urma unei licitații electronice. Inițial, primăria sectorului 6 a promis că parcul va fi redeschis până la sfârșitul anului 2014, însă nu a respectat acest termen, lucru ce i-a nemulțumit pe bucureșteni. Ce-a În ciuda protestelor, parcul a fost deschis pentru o singură zi și nu este singura nemulțumire. Oamenii spun că suprafața de spațiu verde a fost redusă. Sunt contraziși de reprezentanții primăriei, care susțin că aceasta a crescut. Prea mult metal, prea multă piatră, puțină verdeață, flori lipsă. După modernizare, autoritățile spun că parcul va semăna cu o grădină englezească și va avea pe lângă sere exotice un labirint, o pasarelă care va servi drept belvedere, pistă de karting și locuri de joacă pentru copii, spun autoritățile. Acesta ar urma să fie deschis în 1 iunie.